Dar bună ziua, prima ședință de Consiliu în care avem poze telefonice și ne gândeam. Rugămintea mea e ca fiecare consiliat. Când ia cuvântul să adresez în corespunzător președinte de ședință, drept la replică, pentru că oricum cere regulamentul Consiliului Local. Doamna secretară, doamna Consiliu, din punct de vedere de ședința. Sperăm că... Nu s-au venit. Sperăm că ne înțelegem și o să răgăm mai tare dacă... dacă nu s-au auzit. Da, cine ești între cine și cine ești? Domnul Daniel, de începe? Am început să vă mulțumesc. Da, convocator. Conform dispoziției primarului numărul 343 din 24.09.2021, sunteți invitați la ședința ordinară a Consiliului Local Concej Județul Bacău în ziua de 3.09.2021, ora 13, care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local Concej Județul Bacău, cu următoarea ordine de zi. Numărul 1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Concești la data de 30.09.2021. Inițiator, primarul Comunei Concești. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Grești-Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adic și modificarea actului constitutiv și a statului acestuia. Inițiator, primarul Comunei Concești. Punctul 3. Proiect privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Pâncești, Județul Bacău, a investiției amenajare drumuri de exploatare agricolă, Comuna Pâncești, Județul Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier David Nicolae ca președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021. Inițiator, primarul Comunei Pâncești. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării a imobilului IE 61781 în suprafață totală de 10.000 de metri pătrați în două loturi. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării a imobilului IE 61893 în suprafață totală de 14.294 metri pătrați în două loturi. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul școlar 2021-2022 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Pâncești ca membri în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale numărul 1 Pâncești. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea posturilor normelor a personalului didactic, auxiliar și a personalului nedidactic de la unele unitățile școlare din Comuna Pâncești în anul școlar 2021-2022. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului tehnico-economice și a indiciilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții, modernizare drumuri de interes local în Comuna Pâncești, Județul Bacău. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții, amenajare, drumuri de exploatare agricolă, Comuna Pâncești, Județul Bacău. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul de investiții, utilizare sistem de canalizare și stații de epurare în Comuna Pâncești, Județul Bacău. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul de investiții, reabilitare și schimbare destinație din școala Cord B Pâncești în centru comunitar integrat Comuna Pâncești, Județul Bacău. Punctul 13. La diverse. Da. Începem cu punctul numărul 1, nu? Probabil domnul Cotarin. Da. Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere ordinea de zi de astăzi,
printre care avem și punctul privind rectificarea bugetului local. Vă fac cunoscut că bugetul local se rectifică ședința de astăzi cu suma de 138.000 de lei, sume primite de la Direcția Generală a Finanțelor Publice, conform adresei Finanțelor Publice A-48, numărul 466-010-9-2021, în decizia 13-14-2021, potrivit hotărârii de guvern, numărul 97, articolul 19. Deci se suplimentează de la bugetul de stat pentru bugetele locale suma de 138.000 de lei. În bugetul inițial, noi am avut prevăzut la partea de venituri locale pe total cu sumă de 12.148.000 de lei. Deci cu un plus de 138, bugetul rectificat va arăta de o sumă totală de 12.286.000 de lei. Am să prezint la partea de venituri ce surse de venituri se suplimentează prin această ordonanță de guvern. Deci primim 15.000 de lei de la estimarea cotei devalcate din impozit pe venit 63%. Deci bugetul rectificat o să fie de 357 de lei. Estimarea cotă 14% 040204. Unii primind suma de 63.000 lei, bugetul rectificat va fi de 638.000 lei. De asemenea, mai primim la 11.0206 taxă valoare adăugată echilibrare în buget local, astfel încât bugetul rectificat va arăta de, astăzi suma de 2.467.000 lei. Având în vedere expunerea de motive a domnului primar, Medinarul Mișelian, în calitatea statului donator de credite, noi, executivul, ne-am propus ca această sumă să o trecem la partea de venituri acolo, unii le-am enumerat și unii au fost direcționate prin adresa așa făcut Macău, iar la partea de cheltuieli, 138.000 de lei, o să o punem conform aprobării dumneavoastră din ședința anterioară, la zidul de sprijin de la drumul bisericii. De asemenea, în completarea celor 138, mai virăm credite din bugetul local. După cum știți, conform articolului 49 din legea 273, la alineatul 5, 6 și 7, Consiliul Local are puterea de a decizia de a lua discuții în ședințele din Consiliu, firele de credite, acolo unde nu se pot realiza până la finele anului și unii considerăm noi că ar fi un plus și să le redirecționăm într-un scop benefic de lucrările care avem deja contracte semnate. Deci, 138 venite de la bugetul de stat și 112 care le virăm conform legii 273 privind finanțele publice, totalizează suma de 250.000 lei, care o ducem la acest obiectiv. La partea de cheltuieli, vreau să vă informez că bugetul astăzi era de 14.520 și cu cele 250 o să fie suma de 14.658, având în vedere și virările care le-am propus. Aceste fiind spuse, vă propun în ședința de astăzi să adoptați o hotărâre în acest sens. Punctul 3. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind primirea OATMR și Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică și modificarea actualului constitutiv și a statului acestuia, inițiator primarul Comunei Muncești. Aici, doamna...
literal, în care să vă vorbesc despre aderarea Comunei Berești Bistrița la ADIB. Având în vedere tratatul de aderare la Uniunea Europeană, prin care României au devenit obligații care implică investiții importante în serviciile de alimentare cu apă și canalizare, iar în urma unei asistențe tehnice de care beneficiază Ministerul Mediului și Gospodăriei Apelor, dar și autorități locale din județul Bacău, s-a întocmit un plan de investiții general, master plan, pentru județul Bacău, care cuprinde măsurile necesare în vederea atingerii standardelor UE, conform calendarului stabilit la nivelul județului Bacău, a fost înființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-Adip. Din punct de vedere economico-financiar, în contextul actual, înființarea operatorului regional și delegarea către aceasta a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare reprezintă cea mai potrivită strategie pentru obținerea celui mai bun raport calitate-cost și realizarea indicatorilor de performanță ai serviciului prestat utilizatorilor la nivel de calitate și la termene stabilite potrivit legislației în vigoare. În particular, existența unui operator regional căruia să-i fie delegată gestiunea serviciului creează anumite avantaje financiare. Astfel, realizarea unor economii de scară, diminuarea cotei de finanțare a infrastructurii datorată caracterului nerambursabil al finanțării, care se va reflecta și în tariful practicat. Diminuarea costurilor financiare, asigurarea unui curs de lichidități corespunzător. Având în vedere cele de mai sus menționate și beneficiile aduse de existența operatorului UAT Berești-Bistrița din județul Bacău, a solicitat primirea în calitate de membru a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Deci această persoană până în acest moment nu făcea parte din această asociație și acum solicită primirea ei ca membru în asociație. Noi, fiind membri, trebuie să aprobăm acest proiect. Deci, în concluzie, având în vedere importanța participării în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, supunem spre analiză și aprobare primirea UAT Berești-Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Îmi cer scuze. Haideți să luăm punctul 1, dacă suntem de acord cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului, ca să luăm pe toate, să le votăm, nu? Da. Puteam să votăm fiecare punct sau la sfârșit? Pe fiecare punct, eu nu știu. Oricum votăm fiecare punct. Adică, dezbaterea, dacă facem fiecare punct în parte sau când să scrie la cuvânt, având ordinea de zi în față sau să fac referire la fiecare punct din votarea. O doriți. Haideți să votăm pentru fiecare punct. Pentru fiecare. Da, pentru fiecare. Da. Deci ne întoarcem la primul punct. Sunteți de acord cu proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Comunei Funcie la data de 30.09.2021? Da. De acord. Și punctul 2, da? Întrebați împotrivă și... Împotrivă? Abține? Abține. Da. Și acum să votăm și pentru punctul 2. Proiectul de hotărâre privind primirea UAT Berești-Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, și modificarea actului constructiv și a statului acestei, inițiator primarul comunii. Sunteți de acord cu primirea punctului 2? Toată lumea abține, nu sunt nici. Da. Trecem la punctul 3. Proiect privind aprobarea introducerii în domeniul public al Comunei Punceș, județul Bacău, a investiției amenajare drumuri de exploatație agricolă, Comuna Punceș, județul Bacău. Aici cred că domnul primar. Da, eu sau. După cum știți, urmează să implementăm programul Angel Saline sau PNDL 3. Noi cu primul trei consiliu local, în discuții pe care am avut în ședințele anterioare, am stabilit că o să facem și conform ghidului de finanțare o modernizare a drumurilor sătești, în acolo unde există canalizare.
Știți că am zis așa ședințele anterioare, e un indiciu sau un factor principal de eligibilitate. Deci unde nu există canalizare, nu se poate depune proiect pe domnul Sătești prin sătăță pe care doresc să ne modernizăm. Un al doilea criteriu de eligibilitate e să nu depășească 4 milioane de lei, deci 40 miliarde de lei. Deci devizul nostru general cuprinde documentația în valoare la 4 milioane de lei. În măsură ce o să mai găsim surse de finanțare sau din surse proprie, o să continuăm asfaltarea, modernizarea drumurilor Sătești pe fiecare străduț unde avem apă canal. Sunt tot în regulă la place. Dacă sunteți... Cum o avem cum de două primare? O secundă, dar nu avem de canalizare, nu mai continuăm cu reparația drumurilor? De când nu există canalizare? Nu reparația și întreținerea drumului se face ori de nevoie. Era vorbim de asfaltarea drumurilor cu proiect, cu asfalt, cu șantă betonată, cu bătieță, drumuri noi. Drumuri construite de drumuri noi, cu proiect, cu autorizare. Dar de drum continuăm, de exemplu, nu reparația. Deci întreținerea drumului se face periodic. Poate că e nevoie după viituri sau de două ori pe an, conform graficului de întreținere. Și unde se impune, da, spunem spre aprobare introducerea drumului Sătești în cauză pentru un domeniu public și la aprobarea proiectului de 4 minute. Deci punctul 3 se referă la introducerea în domeniu public al drumurilor ce fac parte din proiectul de investiții amenajare din drumul de exploatare agricolă în comuna Pâncești. Da. Deci, în acest proiect că am tocat drumul. Era vorba de exploatare. Da. Dar n-am avut o dimineață pe casă. La drumul de exploatație agricolă, la fel, avem documentația făcută și aprobat toate sectoarele de drum. Un singur impediment a apărut acolo, segmentul de drum de exploatație 1139, care face legătura de la Chileven, fost acasă la o pietruță la Jurai acolo, până la Pătrășcană, trece prin pături și segmentul de drum s-a modificat și s-a scăzut cu 629 de metri liniar, care înseamnă metri pătrați până pe suprafață și acum o să modificăm în rest, documentația e aceeași. Spuneți spre aprobare pentru introducerea în domeniul public, propunerea de introducere în domeniul public a acestor drumuri. Și proiectul va fi depus de AFE, cum știți. Mai aveți ceva de completat la punctul 3, nu? Dacă aveți completat la vis-a-vis de drumul de exploatație agricolă. Noi ne-am mai rediscutat și m-am dus ședință de cei care sunt consoane, care v-am spus modificat de care a fost. Suma totală e 1 milion de euro. Dar... Sunteți de acord cu introducerea domeniului public a drumului de exploatație? Da. Trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier David Nicolae ca președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2021. Sunteți de acord cu propunerea domnului? Abținem. Toată lumea este de acord. Punctul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării a imobilului IE 61781, în suprafață totală de 10.000 de metri pătrați, în două loturi. Da. Aici e vorba de cadastru sistematic. Continuăm lucrat de ani buni. Suntem la contractul de finanțare numărul 7, unde
se impune, prin hotărâre de Consiliul Local, să facem o dezmembrare dintr-o unitate, 10.000 de metri pătrați, în două loturi. Dezmembrarea exactă în parcea la 385, dar la 11. Avem așa. Imobilul teren, în suprat de 500 de metri pătrați, va fi atribuit în numitul Lungu Vasile, moștenitor al defunctului Lungu Veia. Din la Omoș, parcela și cealaltă rămâne a fost proprietar. Și a doua dezmembrare, că avem două, mai avem o dezmembrare, prin care se solicităm aprobarea dezmembrării imobilului 61.800, suprafață total de 14.294 de metri pătrați, în două loturi, tot din parcela 19, dar la 19, parcela 385, în două imobile. Se întoarce cheța mitică cu suprafață de 12.000 de metri pătrați, iar în locul lui cheța mitică se întoarce defunctul botezatul Evasile cu suprafață de 12.000 de metri pătrați, conform aș hotărârii Consiliului Județean 2451 din 2303-1996. Deci, astea două dezmembrări, solicităm să le spuneți aprobării. Întrucât în cadastru sistematic, dacă nu avem cursivitate din parcel în parcel, putem să continuăm intabularea sistematică. Da, dacă sunteți de acord cu aceste două dezmembrări, o... Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind numirea pentru anul școlar 2021-2022 a doi reprezentanți ai Consiliului Local al Comunei Fâncești ca membri în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Fâncești. Da, spune-l la bun, nu? Nu, nu, propune, nu, propune, domnul. Să-l propune pe... Eu îl propun pe domnul Adinte și doamna Paul. Dacă sunteți de acord. Da, sunteți de acord? Pentru propunerile comite domnul consilier de Vierș. Propune. Mai este altcineva? Vreați să alte propune? Eu propun pe doamna Paul și domnul Ecoare. Da. Propun pe doamna Paula și pe doamna Șuchete. Eu propun pe doamna Paula și domnul Nicolae. Nu, Nu pot să fac parte din Consiliul de Administrație al școlii, pentru că nevasta mea este membru al Consiliului de Administrație. Dar se pare, acolo, din vorba de persoane, ar trebui să se fac două propuneri, fie lider de grup. Lider de grup de la PSD face o propunere, lider de grup de la Liberar, care au 5 consilieri, o propunere. Așa fiecare consilier, dacă facem două propuneri, nu reușim să votăm până de seara, să fie. Da, haideți să vedem cât sunt pentru doamna Paula, că sunt pentru doamna Paula, nu? Puneți la vot pentru doamna. Care sunt de acord pentru doamna Paula? Dacă am văzut, da. Haideți să numărăm. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nu mai e nevoie. Nu mai e nevoie, nu? Da. Doamna Paula va rămâne. Pentru domnul Arvinde, că sunt de acord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8. Da, stați un pic, pentru domnul Arvinde, 8. Pentru domnul David, domnul Roman. Nică, dar nu se poate. Au fost prima... Deci, încheia, nu dumneavoastră, doi membri. Doi membri, da? S-au votat, domnul. Aveți 8, aveți plus, da. Am văzut următorul punct. Da. Deci, pentru doi consilieri, va rămâne doamna Paula și domnul Arvinde. Da? La punctul numărul 8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea posturilor normelor a personalului didactic auxiliar și a personalului nedidactic de la unitățile școlare din Comuna Buncești în anul școlar 2021-2022. Da. Pentru școala gimnazială Pâncești este propus un post de secretar șef, un post de administrator financiar, un post de informatician, bibliotecar 0,25, adică un sfert în urmă, în total formând 3 norme 25. Deci un post de secretar, unul de administrator, unul de, informatician și vreau să adaug aici să înțelegeți aceste norme, le votăm în fiecare an, deci nu sunt posturi noi, sunt posturi care au existat și sunt mai în fiecare an. Se supune la fel de Consiliul Local la aprobarea acestor post. Deci nu creăm posturi noi, ca să se înțeleagă. Iar pentru personalul nedidactic avem un post de muncitor la școala gimnazială Pâncești, un îngrijitor cu 1,5, tot la școala gimnazială Pâncești, probabil are și școala și grădinița la 1,5. Fochist, un post de fochist, o jumătate din urmă de îngrijitor la școala gimnazială Petrești, o normă de îngrijitor la școala primară Soci, o normă șofer școala gimnazială Petrești, o normă șofer școala gimnazială Pâncești, o normă îngrijitor grădinița cu program normal Pâncești și jumătate de normă fochist grădinița cu program normal Pâncești. Dacă sunteți de acord cu aceste norme. Da, nu te legăi, doare. Da, sunteți de acord? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții, modernizare, drumuri de interes local în Comuna Pâncești și Batou. Tot domnul primar. Da, deci a fost introducerea totului de la... Deci un alt indicator de viziu general este făcut un proiect ampul de informant la ultra proiect. Nu știu dacă trebuie să vă dau toate sumele, deși valoarea totală 4 milioane de lei. Include ca și suprafață, pentru că nu este în suprafață, circa 2 km și ceva, ca și lungime. Segmentele de drum care vor fi alese din toate tronsoanele sunt în funcție de aglomerările de pe strada respectivă. Deci nu să putem să asfaltăm un drum cu 2 case și unul cu 30 să rămână neasfaltat. Deci se ia în funcție de numărul de gospodării pe segmentul respectiv. Noi ne-am trecut la ședința anterioară fiecare segment în parte. Avem certificatul de urbanism și ne mai trebuie avizul de la mediu, care documentația se va depune zilele astea. Termenul avem 45 de zile până la depunerea proiectului. Da, sperăm, în toate în ordonanța Guvernului, ordonanța 25, care reglementează penedelul ăsta, sperăm să avem convingerea că cei care respectăm hotărârea de Guvern și toți factorii de, care duce către eligibilitate, fiecare comun să primească până într-un 4 milioane de lei. Eu, pentru infrastructură, e o valoare nu prea mare, dar e bun și atât de cât ne există un număr din bugetul local, ajunge foarte greu, reușim să modernizăm drumul de Sătești. Aici
Bistriță și facem alte proiecte. Întâi se execută lucrarea, după ceva se va demara toate activitățile cu legea nouă sau de licitație și astea. Și după ce de nu primim bani și după aceea facem lucrarea, întâi facem un lucrări pentru asoare, se depun pe, la Ministerul Lucrării Publice, se depun devizele cu factori și pentru asoare pe care s-au executat lucrările și vom primi, vom primi banii pe ei. Noi mai avem pe perioadele 2 canalizarea, care e lucrată în procent de 90-95%. Mai avem rețeaua electrică, care trebuie să nu e lucrată. Și mai avem de contact 2 milioane de lei, care cu factorul depuse de o lună jumătate, sperăm să intre repede la de contact. Am avut un mare un avantaj că am finalizat și canalizarea, un factor care ne va duce și pentru modernizarea drumurilor sătești, indicatorii pe care s-a aprobat la ședința actuală. Cam asta. Da. Mergem la punctul 10. Da. Dacă sunt de acord la punctul 9. Împotrivă, abțineri? Nu. Da, la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiții amenajare drumuri de exploatare agricolă în Comuna Bugerâțu Bacău. Domnul primar? Da. Cerem de aprobare în indicatorii tehnico-economici și proiectul în faza Didale. Avem aici ca valoare totală 1 milion de euro, 99.805 euro sau în bani 4.948 de lei. La fel aici, tronsoane de drum au fost discutate și aprobate când am intabulat drumurile. Nu știu dacă are rost să le mai reluăm o dată, deci cam să se face legătura de la Fugeriș până la Poiana de partea stânga a drumului județean, cu dealul de Chiliameni. Și pe trește avem un segment care merge pe drumul Răcătăului, se întoarce și coboară de la biserică pe la Sândulai. Și noi sunt pe drumul care vine de la Hemei. Mai avem un segment la fundul Făiei, care leagă comuna, paralel cu drumul județean, leagă comuna Pâncești cu comuna Paricea, satul Vlavnic, de la fundul Făiei, de la Fântână, de la Barca Gheorghe, până la, pe la Mătăsarul Ionel, de la ferma, care ne mai aduce și acolo un punctaș, că e agent non-agricol. Vreau să vă informez că pe, la nivel de țară sunt 100 de proiecte, adică se pot selecționa 100 de proiecte. Ele se vor, vor deveni eligibile de la 100 de puncte în jos. Deci interesul nostru este să avem un proiect mai bun și cu punctaj cât mai mare. Sperăm să trecem de... să facem în jur la 98. După analizele noastre, erau 97-98 de puncte. Sperăm să devenim eligibili și să avem finanțare. După cum știți, la categoria drumului de exploatație agricolă, noi am mai recepționat un drum de 1 milion de euro în anul curent, care e dat în exploatare și se prezintă foarte bine și dă rezultate pentru fermieri și pentru cetățenii comuni. Am asta mă bine. Da, sunteți de acord cu punctul 10? Împotrivă? Abțineri? Nu, nu există. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul de investiții în fițare, sistem de canalizare și stații de epurare în Comuna Pâncești, județul Bacău. Tot domnul primar, da. Deci discuțiile au fost în ghețul ăsta că sigur va primi fiecare comun în finanțare la un proiect pe tineretele.
Noi ne-am gândit pentru echilibrarea și pentru continuarea sistemului de canalizare pe sistemul 2 de apă pe 300-2, să mai depunem și aici un proiect care în prima fază, deci dacă o să primim finanțare, o să-l continuăm, dacă nu, nici nu-l contractăm. În ideea că dacă o să găsească să ne dea neeligibil pe ăsta de la drumuri, să mergem cu canalizarea, că ca și prioritate, se spune că întâi finanțează canalizarea, după aia infrastructura rutieră și celelalte. Și ne-am gândit să mai depunem un proiect și pentru continuarea canalizării pe statele pe Tresto și Fundul Văi. O să mergem tot la faza de Dali și ca să putem depune. Și astăzi am avut o discuție la nivel județ și majoritatea comunilor cu toate sistemele de apă, prin legea mediului, suntem obligați să avem și canalizare, colectarea apelor uzate. După cum este sistemul 2 de apă pe Tresul și Fundul Văi, nu poate fi conectat la stația de epurare de la Vieneț, va trebui să fie prin zona asta o stație de epurare și sistem de canalizare. Da, da. Sunt de acord cu proiectul de autorizare la punctul 12. Împotriva ție. Punctul 12. Proiectul de autorizare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul de investiții, reabilitare și schimbare destinației din școala Corbe Buncești, în centru comunitar integrat Comuna Cunceștiu Țibacău. Da, aici ne referim la școala de lângă primăria Pâncești, care e deja în lucru, lucrare care se execută pe Bisecea Apolonea, conform ultimelor ordonanțe de guvern prin care se compensa sau se adunează deviziul prin o formulă de capul luată de la INS, prin care se compensează pierderile la materiale produse prin inflația prețurilor. Am și eu venit cu documentația care trebuie să aprobăm actul adițional să devizi general. Totalul cu TVA 63.000 astea de lucrare, așa să vă gândim așa. Nu știu și pe care așa. Aici avem o valoare foarte mică, pentru că asta ce prost bază și trebuie de peste de aici. Da, deci ajutate să fac, numai pe rest de ce s-o executa. Nu știu pe rest de executat. Deci de ce s-o executa la proces. E valoare foarte mică, 140.000, dar e un revers de pusă ca să fie să aibă o oportunitate. Trebuie să vă informez domnul consilier că ajutate pot fi și minus. Dacă scad prețurile, se ajutează minus. Deci nu numai un plus. Nu e așa o plusă. În momentul de față, s-a ajutat de lucru, dar se poate ajuta și cu mine. În funcție de resursele, de resursele și zonă naturală, dacă trebuie să fie de amândență și o să fie... Când se scadă prețul, vine cu ajutare minus. Suntem... Nu mă am ajutat, deci continuăm lucrarea. Finalizat cu... Urmează vizita în teren de la POR, ca să primim banii și din POR. Și imediat, prima mea multă. Da, deci, urmând de la... Pune la POR, pune în fiecare. Pact adițional de la CCA Polonia. Lucrare pentru cel de indicat. Cu ce este? Mai rămânul la... Mai aveți care comentarea lucrurilor? La punctul 12? Asta e, ajustarea la rest de executat. Eu am lucrare la 50.000 de lei, deci eu lucrare destul de mic, pentru că au mai demolări și au acolo și materiale nu prea au îmbrăvat, adică în 7 ceva ce au pus sau în acolo. Da, dacă sunteți de acord cu punctul 12, abținere împotrivă?
La obținere. Și la obținere? Obținere, rândul. Da, și tu trăiești pe diverse, dacă trebuie să ne transcriți pe rând, dacă aveți de... Vrea cineva la diverse să ia cuvântul? Domnul Gheorghiuș. Da. Altceva? Domnul Arvinte? Domnul Braciu? Domnul Zamă? Domnul Zamă? Altcineva? Da, îi dăm cuvântul domnul Gheorghiuș. Deci eu cer de controlul iluminației publice. Cupărare de becuri și destubatul de nevoie. Și insistarea cu curățenia în satele din comună. Și cam atât. Da, domnul Arvinte. Făcut prima comună prețește are componență 8 sate și dacă luăm așa de la un cap la altul, este cam 25 de kilometri. Lungimea comună. Oare doi polițiști la nivelul comună sunt totale suficiente? De ce zic asta? Dacă observați, părășeți seara așa mai târziu, trebuie să vedeți că există o activitate mai mare de vârzi ori. Oamenii se plâng că le dispar produsele din talare. Dacă se poate, nu m-am mai dat. Dacă se poate, să se facă o intervenție, să se mai suplimenteze cu produsul. Da, da. Dacă permit să dau răspuns la după fiecare domn consilier, da. Ideea că se dea până la urmă să fie greu să... Deci pentru domnul consilier Gheorghe Vasile, referitor la iluminatul public stradal. Deci, după cum știți, noi am finalizat tot drumul județean care străbate satele Ienesc, Pâncești, Motoc, Petrești, Soci, Fundul Făiei. Numai pe drumul județean, tot pot trebuie de Consiliul Local, tot ambasament, tot dumneavoastră la stabilit. Pe buget propriu. Lucrare care deja e în exploatare. Mai avem pe restul ulițelor din toată comunatul, pe restul străduților, avem modernizarea iluminatului public stradal, avem proiect în lucru, care e se va depune pe fondul de mediu, proiect care îl face proiectat și consultat cu plata la vedere. Asta înseamnă că dacă proiect trece, o să-și ia banii din proiect. Dacă nu, noi nu cheltuim niciun bani. Ar fi păcat să cheltuim niște bani care deja noi avem un bugetul primăriei, pentru că avem foarte multe proiecte de cofinanțat, pe TVA și pe multe chestii neeligibile, pe multe sume neeligibile. Și ar trebui să mai așteptăm sau să le mai înlocuim pe care le avem momentan pe zona și sperăm că dacă o să fie eligibil cu fondul de mediu, îți garantate pe 5 ani, nu o să mai avem probleme și facem și economii cu 20-30%. Asta pentru domnul consilier Arvinte, referitor la siguranța cetățeanului și poliția de la MIAE. Au fost numai doi, după cum știți, la nivel de țară, lipsă de 14-15.000 de polițiști. Acum, de la întâia, avem și al treilea polițist. Suntem puțini comuni care am reușit să obținem și al treilea polițist, întrucât statele dispersate, e foarte adevărat, că de ce nu stau 24 din 24 aici, poliția Comuna Pâncești a rândată la secția 5 Lecăciuni, sistemul de lucru 8 ore, prin care toți fac rotații și șeful de post la noi de aici, dacă noaptea anterioară a fost de servici, la Lecăciun, poate a doua zi să stea tot în ceilalți colegi prin rotație. Deci, prin secția Lecăciun, se asigură, prin 1-2, se asigură 24 din 24 siguranță cetățeană și furturi și toate intervențiile. Într-adevăr, pentru noi era mai bine și poate și eficiență mai mare avea poliția comun, care locuia la comună și avea activitate continuă aici. Dar probabil legislația europeană nu mai permite să fie să aibă un program fix. El nu poate fi continuu în acțiune. Știți cum era atunci la post și trebuie să vină
tot sunăm și trebuie să acționeze. Acționează secția 5 de Căciuni, care ne servește inclusiv comuna noastră. Pe raza satului Soce am și eu informații de la cetățeni că în zilele de sărbătoare, seara și în cursul serii de Pontuneric, să mai produc anumite perturbări ale liniștii publice, să zicem așa. Eu am informat secția să întărească patrulile pe zona Soci, la magazine, pe la localuri, pe zona localuri, pe unde se pot produce. Dar fiecare cetățean are telefon și cazurile mai agresive pot fi anunțate pe 112. Cam asta... Da. Domnul consilier Bugaciu. Vorbește domnul Jean. Până în ziua, dragi consilieri. O întrebare aș vrea să vă adresez domnului primar privind la valoarea proiectului, la ce valoare s-a ridicat proiectul privind construirea zidului la consolidare. Valoarea totală a proiectului din proiectare a fost 299.000 de 2.990.000, când licitația a scos la 2.400.000, deci fără TVA. Fără TVA. Cu TVA 2.400.000, în bani 2.450.000 sau 2.440.000. De timp la anterioare am vorbit de o rectificare în niște bani de la un drum, de la Soci, de la mutându-i spre construirea zidului, nu? Nu, de la Soci am mutat, de la drumul de la Soci am mutat și am plătit de la canalizare pentru ca să poată până la lucrări bani care ne recuperăm, temporar. Deci am luat de la drumul de la Soci și am dus la canalizare pe o perioadă limitată, până când banii la canalizare să ne reîntregem, sunt formă de împrumut, ca să poată lucra... Înțelegerea cu firma care execută canalizarea au fost așa că am primit adrese de la PNDL, că avem două posibilități. O să continuăm lucrările din sus, legat constituit la nivel de comună, prin rectificare, prin consiliul local, să plătim noi și să ne reîntregem sumele. Când o să aibă bugetul statului bani să ne aloce bani pentru asta, sau dacă nu se sistem lucrarea. Noi am discutat cu firma și dăm și eu, doamne, dacă ne susțineți cu 50% ca să avem cu ce cumpăra materia motorină și asta, continuăm lucrările ca să nu, ca altfel am fi ieșit, dar ăsta e ultima și ieșeam din termenul de execuție și puteam rămâne cu investiția nefinalizată. Așa am luat de la drum, am renunțat să mai facem drumul anul ăsta, am luat banii de la drum pe perioadă temporară, acum s-o luat plăță de la PNDL, sperăm să primim în cel mult o luni de zile, au fost ISC-ul cu control, ne-a verificat lucrarea, corespunde, în 2-3 săptămâni o să primim bani și îi reîntregim la drumul de la Soci, unde tot nu eram gata cu avizele, cu licitația, nici am început-o, deci probabil în decursul iernii, de până în prima vară, o să vedem și firma câștigătoare. O să... Am trebuit. Da. Domnul Bugaciu. Vreau să întreb pe colegii consilieri dacă există o situație care nu avea acces în curtea curte. Vreau să vă întreb dumneavoastră dacă există vreunul dintre dumneavoastră care nu are acces, cale de acces în propria curte. Există? Nu. Eu am această problemă, domnul primar știe și tot l-am mai întrebat, dar se pare că mai e. În urma lucrării de canalizare, atât la locuința de la Funcesc, și cea de la Dinesc, care este la locul de lume, s-au făcut niște stricăciuni care urmau să fie reparate. Dar la ceilalți s-au reparat, la unul. Și rog, domnul primar să răspundă. Trebuie să dăm oficial, care aici nu răspundă. Da, vă pot da un răspuns. Inclusiv gardul stricat. Că se poate fi corect. Deci,
clauzele contractuale de la firma care execută canalizarea, au prevăzut, printre alte clauze, refacerea terenului la forma inițială. Deci refacerea exact unde ce-au plecat, când au tăiat cu discul, când au rupt betonul, să doarme betonul. Bun, aceasta cine a monitorizat această evidență? Deci noi avem și noi și nu, cred, nu, constructorul și cu beneficiarul, cu primăria. Am examinat fiecare tronsor, fiecare traseu, inclusiv prin fața primăriei. Unii face referire domnul Bugaciu la mama dânsului acolo, lângă școală. Acolo s-o săpată între șans și gara. Într-adevăr, prin pozele pe care le-am primit pe WhatsApp, arăta o alee acolo, dar alea a fost trecată de când s-o construit gardul. Deci așa... Gardul, alea de la gardul vechi care nu a fost. Da, dar au fost trecat de Benciu Costel cu Radu, când au făcut cardul la... acolo, la mamă. Uitați-o voi să vă dau o explicație. Mai mult decât atât, noi avem o investiție făcută acolo de parcare, în fața școlii. Și am vorbit cu mama noastră și dânsa e de acord să continuăm parcarea. Că tot nu-i loc și să ne închidem până la copilărie. Că ar fi posibilitatea ca și copiii de la o școală să nu mai meargă de stradă, să meargă în porțiunea așa. În ideea asta n-am mai continuat discuția. Poate eu să încercăm să facem un proiect și în limita somnilor care sunt la anul, să continuăm parcarea. Cu acceptul proprietarul meu, am vorbit cu mama mea, să poate să facem de acceptul. Cu parcarea am spus și mie personal. Dar din secret cum o să o faci? Nu știu, ce ceva îmi spune cum o să o faci? Domnul, întotdeauna poziția e neîncrezătoare. Dar trebuie să avem răbdare, că nu se face nimic într-o zi. Și o să vedeți... Asta s-a săbut la Pâncești, s-a trecut de mine și s-a putut mai departe. Dar bine m-a țărit. V-am explicat, nu am făcut de ce au plecat. Și mie mi s-au justificat că ne-am întrebat. Am făcut, domnul, hai să răd, pe aici a fost fără, pe aici am tăiat, pe aici am tăiat. Dar nu se mai întâmplă ei. Deci, că n-am plecat nimic. Bine, putem face o întâlnire împreună. Și dacă vreți să vă continuă acolo, să... Deci eu turnat aici la Cacanadei, la Bacovacul de Cafea. Tot el l-a pregătit acolo, deși e în afară. Bun, ideea este că... Eu zic că în linii mari dânsii au refăcut și chiar au refăcut corect, fără nicio... Iar la dimineață? La dinieță nu au fost, nu ați avut beton acolo. Au fost scări, cum mă răcurem. Scările au fost de la poartă în spicurte. Le-au spart, le-au spart, dar știe nu care a fost eu asta. Dar știți vă vreau, ați fost personal. Da, mie la dinieță, domnul Ovidiu Bucaciu, și când mă rugați, au insistat să-i se pună pământul, am trimis și ei ca dat pe ceva și s-au pus ca să nu treacă apa în curte, dar Deci, până acolo, la fața Comunului Obiteală, chiar la șansă, când era normal să reparați. Dar a fost scări de beton, cu mână curentă, cu părere. Dar ei nu au stricat din curtea, că le erau un copra, a fost scări, iar la nivelul... Ok, nu s-a fost nici măcar o mână de beton, nimic, a rămas pământă. E în pământ, mie nu mi s-a spus la tinez de unchiul dumneavoastră care e protejat acolo, nu mi s-a spus și nu am chiar... Domnul Ioan, am mers personal, am mână de beton. Da, am mers și am mis-o... A fost ce era de la așa, acum am mers. Eram cam doi, cum îl doam. Da, canalizarea la tineți la nivelul asfaltului. Trebuie să spuneți ce scăpără. Acum mai sus decât asfaltul, unde trebuia să faci pe scălere? Să coboare toate, da? Ei, noi nu avem competență să facem pe proprietate privată. Deci de la gardă de toate, nu e competența. Se repare și-a duplicat. Nu am să fac scălere la asfalt. Ca alei, nici măcar alei, a fost alei, cu mână curentă, nu mai este. De-a merge cu constructorul acolo și dacă nu ați puteți demonstra că vă stricați scările acolo și pe domeniul public, vă stricați. Dar nu se intre în curte, nu vă luați în curte, vă luați afară. Da, afară acolo, eu știu că și-am că betonat de pe partea asta. Pe partea asta. Sunt sigur că la anul s-a făcut și mai multe cum era. Pe partea stângă la tineri, șanță betonată și ăsta nu a pune nici o cetățean. Decât până la Zaharia, unde s-a turnat beton și ce-o fost acolo. Dar putem merge cu constructorul și dacă putem demonstra că
Ei au obligația, cum v-am spus, contractuală, să aducă lucrarea fără inițial. Deci dacă a fost pământ, pământ trebuie să fie. Dacă nu se vor duce, a fost doar înțeptat. Ce persoană am interesat de partea primării, ce referi la cele, ceea ce au stricat ei ca să sată pe lucrarea? Cine a fost interesat în partea asta? Adică ei pot să spună orice. Da. Noi avem probe și să-și vede până trecut canalizarea. Dacă canalizarea a trecut pe portul de 1 metru, când aveam certificat de urbanism, nu puteam. Dacă ei au avut 1 metru spațiu de lucrare, putem să betonăm pe 3-4 metri, să ne ducem pe, de la alta conducta. Să mergem exact pe conducta, unde a fost conducta. Unde este într-un conducta și unde pe mine. Vreți să vă aduc doar drumul meu era? Da, eu am văzut. La Lienețe. Dovadă. Eu am văzut. Dovediți de dumneavoastră că era așa. Eu am dovadă, poză. Da, o să vă aduc doar toate la acolo. Și dacă e nevoie să facă un contract din metro, pe drumul meu, că am fost să facă. De ce n-aveți șansă pe partea din el? Și eu am... Dacă nu am șansă, ați spus șansă. Nu, șansă. Nu șansă, nu. Care de acces? În loc de ce beton ce era, acum da din moloți. Da, dar acolo știi toți consilierii, toți circulăm pe acolo. Pe segmentul de la intrare în Veneț, la când șansă și pe față nici ca ala. Deci, nu poate nimic, pentru că e în mijlocul zonei. Acolo va trebui făcut un șansă betonat și atunci se pot face și trece șanse pe proiect. Să spuneți că nu, că e și gata. Mai bine. Dar să știți un pas simplu. Mergem și discutăm cu constructorul și să vedem ce putem face. Nu e, nu e că nu se vrea sau nu dorește cineva să nu cam ceva împotrivă. Dar unde să îmi spune de globă cu opoziția, nu luați să... Deci nu pot să lucrăm acolo și așa. Da, când pot, eu pot să fiu la mine, nu e o personală, nu am cumat. Personal, nu am văzut, vreau să nu sunteți proprietari în mod direct, sunteți prin aliață. Când dăm și am discutat cu problema asta, nu? Altă întrebare. Mai aveți ceva de adăugat? Acum, nu vă intervene. Bine, într-adevăr, sunt oameni care vor să le se asfalteze și în curte, dacă se poate. Haideți să vedem și lucruri pe curte care s-au făcut. Exact ce ați dat firma, dacă nu curte. Lăsați-mă să vorbesc, că m-am asumat. Haideți să vedem și lucrurile bune. Ați văzut parcările care s-au făcut la școală, la poliție, la asta? S-a schimbat fața cu mult. Bine, mai sunt și greutăți. Se vor rezolva, dar nu... Cât ai bată din farme, fiecare umbră podieță, în poartă, să nu știu ce. Doamne, dacă nu știu podieță, la poartă, nu, la mine m-am făcut podieță. Păi, deși este drum public, l-am făcut. Hai să facă lucrurile care sunt pentru comunitate. Nu pentru mine personal sau pentru o altă. Așa văd lucrurile. Nu faci față cu comunitate. Mai adăugați ceva? Mai aveți ceva de spus? Dar tot, domnule primar, am spus. Poftim? Tot cuvinte spune. Domnule, pentru că vor fi persoane interesate să vadă filmarea noastră, vreau să vă spun că poate fi găsită pe pagina și pe grupul Exclusiv Pâncești. Noi o să difuzăm și pe Exclusiv TV. Cam la 2-3 zile de la data filmării. Aici vor veni de fiecare dată un alt cameraman, tocmai eu întotdeauna caut să prin rotație avem 17 cameramani, vor fi, dacă veți avea anumite nemulțumiri, mare parte de dumneavoastră v-am lăsat o carte de vizită, domn primar, dacă sunt nemulțumiri în ceea ce privește serviciile noastre, să mă sunați la orice oră din zi și din noapte, pentru că noi suntem oameni corecți, filmăm din momentul în care președintele deschide ședința, când a spus am închis ședința, camera se oprește. Deci, din partea noastră, vă asigurăm de toată seriozitatea. Vă felicit cum ați dezbătut asta și consider că, în comparație, că avem și probleme de județ, sunteți un consiliu local corect, dezbaterile sunt cât constructive, nu niciun fel de problemă.
Vreau să mulțumesc administrației, domnul primar, pentru înțelegere și faptul că ne-ați primit în comunitatea dumneavoastră. Așadar, vă doresc multă sănătate și mulțumesc. Dar nu înțeleg de ce trebuie să schimbăm camera mea. Exact. Ca să nu da, abia. Să nu trebuie în Europa. Vă răspund. Pentru am avut cazul de corupție a cameramanilor și am avut treaba. Și atunci, ca să evit acest lucru, pentru a nu fi unul permanent să obișnuiască cu prea mult, deci nu îi schimbăm, uite, stătea cei care nu sunt corecți, am dat afară. Măcar la urmă, doar le trebuie de doamna. Iar doamna este soția mea, nu a venit cu nicio. Așa că, vă dat. De-aia nu mai aduceți probabil. Iar să mă gândesc, doamna, să spuneați pe mine și să-i spuneți. Mulțumesc. Deci, ce mântuie de ședința de astăzi?